Paraclisul universitar închinat Sfântului Apostol Simon Zilotul din municipiul Pitești și-a sărbătorit astăzi hramul. Cei prezenți au participat la Sfânta Liturghie Arhierească. În continuare, în anfiteatrul din corpul central al Universității din Pitești a fost organizat, cu ocazia Zilei Naționale a Regalității, simpozionul România de la Regat la Republică în Uniunea Europeană. Evenimentele au început cu săvârșirea Sfintei Liturghii de Hram a Paraclisului Universitar din Pitești. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, în prezența nepotului regelui Mihai I, a rectorului Universității de Stat din Pitești, precum și ai altor reprezentanți din mediul academic argeșean. În continuare, a avut loc simpozionul România, de la Regat la Republică în Uniunea Europeană, organizat în anfiteatrul Universității din Pitești și care a fost dedicat Zilei Naționale a Regalității. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Calinic a subliniat rolul pe care l-au avut oamenii politici din timpul domniei regelui Carol I. La baza acestei autonomii și independențe a stat Dumnezeu și femeia. Dar păi dacă luăm istoria femeilor celebre ale românilor din toate timpurile, este cea mai frumoasă carte din lume pe cercetare, pe arhivă, nu? Pe poveste. Pe ce a însemnat mama goleștilor. Era prințesa culturii. Soția lui Brătianu, formidabilă femeie, ce cumințenie! Ce femeie a avut țara asta? Ele au salvat țara, istoria, neamul românesc, tot. Noi îi datorăm lui Dumnezeu și mamilor noastre. A fost o zi frumoasă și nu cred că poate să începe mai frumoasă decât cum a fost astăzi, cu slujbă și o discuție despre semnificația zilei, 10 mai. Mă bucur foarte mult că putem să stăm și să discutăm într-un mediu relaxat și informativ despre istoria noastră și poporul român și tot ce am reușit până în ziua de astăzi. Construcția noului paraclis a fost posibilă prin implicarea rectorului Universității din Pitești, care a făcut toate demersurile pentru a pune la dispoziție spațiul corespunzător. Scopul principal a fost ca acesta să ofere asistență religioasă studenților și cadrelor didactice universitare. Am avut parte de niște prezentări cu caracter istoric, cu caracter politic, social și, nu în ultimul rând, cu multe, multe intervenții și discuții mai aproape de subiectul România, de la monarhie la Republică în Uniunea Europeană. Ziua Monarhiei reprezintă ziua modernismului în România, ziua educației, Carol a fost deschizătorul de drumuri în materie de educație. Simpozionul România de la Regat la Republică în Uniunea Europeană a făcut legătura și cu data de 9 mai, când este sărbată Ziua Europei.